pești pentru acvarii mici, cele mai populare specii. Lida Piexulis este o idee bună să adaptați peștii la dimensiunea acvariului, astfel încât aceștia să se simtă confortabil și în largul lor. Nu toată lumea are loc pentru un acvariu mare în apartament. Motiv: citește mai mult acvariu de apă sărată. Cum pregătești unul? Fera. Un acvariu de apă sărată, cunoscut și sub numele de acvariu marin, este mai dificil de amenajat în comparație cu un acvariu de apă dulce. Decizia de a-l păstra este luată, de obicei, de citește mai mult Veiltile, informații cheie despre specie. Lida Piexulis Veiltile sau pești cu coadă voală sunt o varietate de crab crucian, creat prin mulți ani de reproducere și selecție a peștilor aurii. Popularii peștișori aurii sunt unul dintre cei mai populari. Citește mai mult cum se cultivă mușchiul de acvariu. Lida Piexulis. Mușchiul într-un acvariu este un decor destul de comun. Mulți acvaristi optează pentru acest tip de vegetație datorită ușurinței de întreținere și a lipsei de cerințe majore de îngrijire. În plus, citește mai mult crabul vampir, informații cheie despre specie. Fera. Crabul vampir este originar din Asia de Sud-Est, mai precis din Indonezia. Acesta locuiește în zonele umede, în râuri sau în tufișuri mici din apropierea unui corp de apă. În Polonia, nu este la... Citește mai mult acvariile personalizate, la ce trebuie să te uiți atunci când comanzi un acvariu. Fera. Un acvariu personalizat are multe avantaje și extinde cu siguranță posibilitățile de design, datorită soluțiilor individuale. Casa, apartamentul sau biroul nostru va fi încântat de aspectul său. Citește mai mult peștișorul de aur, cei mai populari pești ornamentali. Fera. Peștele auriu este un pește ornamental cu o istorie foarte lungă. Farmecul său a fost recunoscut încă din secolul al VI-lea de H.R. A fost plasat în iazurile și bazinele chinezești, cândva rezervat. Citește mai mult peștele luptător. Caracteristici. Ce pește tolerează? Fera. Peștele luptător se găsește adesea în acvarii de casă. Datorită aspectului său impresionant, este o piesă de decor pentru acvariu. Este de interes pentru mulți acvaristi, dar nu este recomandată. Citește mai mult cum arată un căluț de mare. Este posibil să îl înmulțiți în acvariu de casă. Natalia Bac. Căluțul de mare este un pește unic. Se distinge prin aspectul său neobișnuit, oarecum mitic, și prin sensibilitatea sa ridicată. Reproducerea căluțului de mare acasă este posibilă atâta timp cât citește mai mult crapul koi. Specii, cerințe de reproducere și fapte interesante despre crapul japonez. Fera. Crapul koi este un locuitor popular al iazurilor din curțile din întreaga lume de ani de zile și în România devine din ce în ce mai popular, fiind un decor incontestabil în fiecare iaz. Aflați! Citește mai mult 1-2.